Bună dimineața, prieteni! Bine v-am găsit la sinaxarul zilei de 8 august. Astăzi facem pomenirea Sfântul Ierarh Emilian Mărturisitorul, episcopul Cizicului, Sfântul Ierarh Calinic al Edesei, Sfântului Miron, făcătorul de minuni, episcopul Cretei, Sfântului Cuvios Părinte Teodor, egumenul de la Oronon, Sfinților Mucenice Lefterie și Leonid, a 10 sfinți puznici din Egipt, a 2 sfinți mucenici din Tir, Sfântului Mucenic Stirachie, Sfântului Mucenic Atanasie Bulgaru, Sfântului Mucenic Triandafil, Zogoreul, cinstirea icoanei Maicii Domnului de pe Tolga. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin, amin, amin. Tuturor sărbătoriților zilei le urez un sincer și călduros la mulți ani cu sănătate, fericire și multă prosperitate lor și familiilor lor. Iar pe voi, pe toți, vă invit să vă abonați la canalul meu YouTube Neluța Bunicuța spune povești și poezii pentru copii, mămiși, tătici și bunici, astfel încât să puteți fi notificați ori de câte ori postez ceva nou care s-ar putea să vă intereseze. Doamne ajută, prieteni, să ne revedem cu bine și la alte filmări!